Elena Udrea a început cursurile masteratului la Facultatea de Teologie din Cluj, cu emoții mari ca în timpul studenției, după cum a mărturisit, dar îmbrăcată impecabil, așa cum nu-și permitea în acele vremuri, a părut extrem de entuziasmată și a mărturisit că abia așteaptă să afle mai multe despre noul domeniu pe care îl va studia, consilierea pastorală și asistența psihosocială. Ce faceți? Zâmbiți de Ziua Mondială a Zâmbetului? Îmbrăcată sobru, în stil office, cu taior și pantaloni de culoare neagră, Elena Udrea a coborât dintr-o mașină pe care niciun student nu și-ar permite-o. A avut șofer personal, așa că nu a trebuit să se preocupe de parcare. Și poșeta era altfel decât cele pe care le poartă de obicei tinerele înscrise la cursurile de masterat. Scumpă, evident, și ea. În afară de pozele de pe plajă, nu știu când altă dată umblu îmbrăcat altfel decât decent și sigur nu veneam la cursuri un altfel de ținută decât în ținută office. Revenind la cursurile de master, Elena Udrea a mărturisit că a avut emoții. Recunosc că am avut ceva emoții și că mă simt ca în anii de facultate. Am intrat în sala de curs, unde erau colegii din grupa de master, am avut exact emoția de acum 20 de ani. Am avut un prim curs de psihologia religiei. Interesant, mai mult pentru cei care n-au făcut nici psihologie, nici religie, cum sunt eu. Întrebată dacă decizia de a face masterul tocmai la Cluj a fost influențată de colegul de partid Adrian Gurzău, liderul partidului Mișcarea Populară din județ, Elena Udrea a spus că acesta nu a avut nicio legătură cu alegerea sa. Adrian Gurzău v-a influențat în decizia de a veni la Cluj? Am luat această decizie pentru că este singurul loc unde există acest master în consiliere pastorală. Nu există nicăieri în România, la nicio facultate de teologie. Acesta este singurul masterat în consiliere pastorală. De câte ori vor fi cursuri pe care eu le-am ales să le urmez? Sunt cursuri opționale și cursurile obligatorii, săptămânal sau dacă nu în fiecare săptămână, atunci când este obligatoriu sigur, în rest probabil că unele cursuri le vom obține pe mail. V-ați găsit chirie? Nu mă mut cu chirie, nu stau decât o singură noapte în Cluj și atunci evident că voi sta la prietenii pe care am aici sau eventual la hotel. Și pentru că a început să studieze în domeniul teologiei, fostul ministru a apelat la termeni specifici atunci când a fost întrebată despre situația sa juridică. Doamne ferește, este bine spus. Situația mea este deja complicată, nu are cum să se complice mai mult de atât. Și dacă știți cum se spune, dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate să fie împotriva noastră? Elena Udrea a fost admisă la studiile masterale ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj în toamna acestui an. Colegii săi abia așteaptă să o întâlnească. Nu am văzut-o. Nu ai văzut-o? Nu. Te aștept să vezi? Aștept. Chiar deloc. Dar ai auzit că e studentă? Da, am auzit, este masterandă. Ce părere ai? Ce zice? Să fii coleg cu Elena? Ne bucurăm. E frumos, că e frumos să e așa în general, dar nu, mă mir cum de a venit la noi la facultate. Fostul ministru studiază consilierea pastorală și asistența psihosocială pe unul dintre locurile bugetate.